Construită de Ștefan cel Mare în anul 1487, Biserica Medievală de la Pătrăuți a intrat de curând în atenția oamenilor de știință. Asta după ce părintele Gabriel Herea, parohul locașului de cult, a observat că proiecțiile solare urmăresc și potențează simbolistica arhitecturii și picturii interioare. În cercetarea sa, părintele Herea afirmă că planul bisericii de la Pătrăuți și iconografia acesteia au fost generate în deplină armonie cu mersul soarelui pe bolta cerească. Detalii despre această descoperire uimitoare puteți afla urmărind emisiunea Lumina din Icoană, astăzi de la ora 20:30. Planul Bisericii Sfânta Cruce de la Pătrăuți și iconografia acesteia au fost elaborate în urma unor calcule precise în funcție de calendarul bisericesc și solar, susține părintele Gabriel Herea. Parohul locașului de cult a descoperit proiecțiile solare simbolice în decursul a 15 ani. Era vară și am început să urmăresc ce se întâmplă la apus, că logic soarele ajunge la apus pe vest, și observam cum în biserică, la apus, într-un anumit moment se forma o cărare de lumină care trecea din pronaos în naos. Fiind vară încă, se oprea în naos. Numai că soarele cobora pe cer, încet, încet. Ne îndreptam către echinocțiu și el tot cobora. Ei bine, pe măsură ce cobora în fiecare zi, această cărare de lumină înainta, înainta, înainta. Și pe măsură ce ne-am apropiat de hramul bisericii, care este Sfânta Cruce și care este în apropierea echinocțiului de toamnă, ei bine, am constatat că această lumină a intrat până în Sfânta Sfintelor, până în altar, și a luminat complet Sfânta Masă dinspre apus. Când am văzut și am fotografiat acest lucru, am știut că proiecțiile solare de la Pătrăuți nu sunt întâmplătoare. Părintele Gabriel Herea a prezentat rezultatul descoperirii de curând cercetătorilor științifici de la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele. Prin comunicarea proiecții solare simbolice în Biserica Medievală de la Pătrăuți și-a propus să aducă în atenția specialiștilor observații asupra mai multor aliniamente ce se petrec între razele soarelui și spațiile simbolice ale locașului de cult. Iată că atunci când soarele la solstițiu își face drum prin biserică, marchează și ziua. Acum luminează proscomidiarul, l-ați văzut, a intrat în altar și luminează grota Betleemului. Patru puncte, o succesiune de patru puncte simbolice de pe aceeași fereastră legate de parcursul soarelui pe cer la solstițiu de iarnă. Vă închipuiți că dacă biserica ar fi fost mai lată cu 2 metri, nu s-ar fi întâmplat. Descoperirea părintelui Gabriel Herea deschide un larg câmp de cercetare nu numai pentru istorici, istorici de artă și arhitecți, ci și pentru astronomi, fizicieni sau matematicieni. Metodele pe care le folosește sunt clar științifice, în sensul că urmărește riguros, a observat în primul rând, urmărește, sunt corelații clar care se pot face. Oamenii de știință încercăm să explicăm lucrurile, de ce se întâmplă așa. Și înclin să cred și convins fiind și de părintele Herea că lucrurile nu au fost nici întâmplătoare, au fost gândite. Exact o știință în spate, atunci când s-au construit aceste biserici la vremea respectivă, așa cum și dânsul a menționat și echipele care au contribuit la această planificare, acum parcă redescoperim ceva. Corelațiile pe care ies la iveală din toate aceste prezentări, se pare că este și o știință în spate și nu cred că ar fi fost posibil la vremea respectivă fără această cunoaștere. Detalii despre modul în care a fost construită biserica de la Pătrăuți, urmărind un plan arhitectural în strânsă legătură cu mișcările de rotație și revoluție ale Pământului, dar și cu calendarul bisericesc, puteți afla astăzi la ora 20:30, urmărind emisiunea Lumina din Icoană.